Bună seara, Mihai Racovićan, emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor, și astăzi avem o ediție de colecție împreună cu un făuritor de istorie, putem să spunem așa, pentru Cadastru românesc, domnul ministru al dezvoltării și lucrărilor publice din perioada anului 2019-2020, care pentru domeniul acesta a făcut niște deschideri care merită punctate, mai ales că suntem la un bilanț de sfârșit de an și nu trebuie să uităm. Domnule ministru, m-am simțit onorat în luna decembrie, noiembrie final, cu vocea dumneavoastră la un telefon în care mă invitați la București să vin în 4 decembrie pentru a discuta față în față despre un subiect de importanță națională. Care a fost mobilul acelei invitații? Dacă nu vă supărați, să-mi spuneți și mie că e foarte interesant lucrul ăsta. Da, vă spun și eu bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, la sfârșitul anului trecut, în 2019, ați primit din partea conducerii Ministerului Lucrărilor Publice o invitație la care dumneavoastră ați răspuns prezent și cred că am avut ce învăța și ne-ați descris o perspectivă a acestui domeniu. Eu cred că orice ministru ar fi el și mai mult ca oricare cel de la Ministerul de Lucrărilor Publice trebuie să deschidă administrația publică cetățenilor. Eu nu am făcut decât să vă deschid ușa dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și priceperii dumneavoastră să vă deschid ușa acestei instituții. Cred că doar printr-o colaborare și prin un schimb de experiență și punerea în valoare a cunoștințelor celor care le dobândesc, a celor oameni care vor să fie implicați și să modifice, să schimbe, să modernizeze, să upgradeze domeniile, fie ele și cel al cadastrului, fie cel al cadastrului și toate celelalte. Avem nevoie mai mult ca oricând de oameni implicați, de oameni dornici să schimbe lucrurile în bine. Asta a fost și dorința mea ca și ministru și am găsit în experiența dumneavoastră un mod de a impulsiona și acest domeniu al cadastrării României. Domnule ministru, prezentarea pe care v-am făcut-o eu a avut un titlu destul de îndrăzneț. Analiză pe cor deschis, fără anestezie, în care am încercat să prezint realitățile din domeniul cadastrului. Evident că la ministru te duci ca să rezolve detaliile tehnice. Am prezentat niște lucruri la modul general și am prezentat una din problemele de fond, și anume dialogul, pe care noi, cei care am realizat emisiunea timp de 6 ani la Radio România, Cadastru pe înțelesul tuturor, la care colegii de la radio au adăugat și o sintagmă nouă, chiar ne pasă, am găsit opacitate. Vreau să vă spun, ăsta este termenul, adică vreau să vă spun că din perioada 2000... Opacitatea, vă întrerup o clipă, opacitatea pe care instituțiile publice au manifestat-o până la finalul anului 2019 nu este caracteristică perioadei 4 noiembrie 2019. Aici să punem în evidență acest lucru. Finalul anului 2020. Eu sper ca și în continuare această deschidere despre care am vorbit să rămână așa cum am proiectat-o noi pentru viitor. Așa cum a spus dumneavoastră, materialul pe care l-ați trimis Ministerul Lucrărilor Publice a fost înaintat și președintelui României și primului ministru și cu toții, noi toți am discutat despre acest subiect și cred că am făcut pași în acest an într-un sens pozitiv în domeniul cadastrării României. Eu vreau totuși să-mi permiteți să fac o mică diferență între ce a fost și ce ați făcut. Mi se pare foarte important să nu uităm lumea. Deci, până în 2019, noi organizam dezbateri naționale, spre exemplu, la Suceava, cu 22 de judecători în care vroiam să promovăm cadastru ca importanță națională. Am avut invitați directori de la Timișoara, de la Suceava, care automat a doua zi, asta se întâmpla joi, trebuia să fie la Olt, la concurență cu aceste manifestări. La Timișoara am avut evenimente de genul proclamația de la Timișoara Cadastru, domeniul de importanță națională, o manifestare foarte importantă. Efectiv, au organizat a doua zi cei din conducerea agenției. Când am venit la dumneavoastră cu aceste precizări și, evident, cu materialele pe care le-am avut, am venit cu nădejde și vă spun cinstit, ați văzut când am primit telefonul foarte hotărât, da, vreau ca să vin să explic. Am remarcat în dumneavoastră un om foarte interesant, foarte pragmatic. Mi-am permis să vă analizez și CV-ul, să văd dacă am cu cine sta de vorbă sau nu. Evident că ați avut de gestionat un... Domnul, eu cu vorbele nu sunt așa de priceput la vorbe. Dar să știți că la fapte nu mă întrece nimeni, să știți. Păi, domnul ministru, chiar vreau să vă spun un lucru. Așa. Faptul că v-am rugat să dați dreptul ca colegii dumneavoastră din teritoriu, adică cei pe care îi păstoriți dumneavoastră, să vină la emisiuni, s-a înfăptuit și vreau să vă dau câteva sintagme lansate de cei care au venit la aceste emisiuni. De exemplu, ce părere are ministrul Ion Ștefan despre următoarea afirmație? Când ajung documentele la autorități, parcă timpul se dilată. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră este conectat la realitate. Ce ați spus dumneavoastră că timpul se dilată atunci... Nu eu am spus, vă rog, rețineți, sunt idei promovate de oameni din sistem care pur și simplu au constatat aceste aspecte. Da, ei au spus că se dilată. Eu când am ajuns la minister și le-am transmis și transmit în continuare, lucrurile trebuie curcircuitate. Tot traseul de deplasare a unui document prin instituție trebuie curcircuitat. Nu trebuie să generăm obstacole suplimentare în instituții, deoarece serviciile publice oferite de administrația publică trebuie să fie unul în beneficiu cetățenului, serviciul public să fie în beneficiu cetățeanului, nu să fie un serviciu chinuitor. Eu le-am spus colegilor de la Ministerul Lucrărilor Publice că este foarte ușor să generezi un proiect de lege sau o lege, dar este foarte greu să ți se aplice această lege. Este foarte important ca... Foarte interesant, foarte interesant, foarte excelent ați punctat. E foarte greu să ți se aplice acea lege. Foarte interesant. Aici este foarte bine să vii, să te așezi și în partea cealaltă a celuia care trebuie să aplici legea. Să te pui și în situația lui, să fii chinuit de la un ghișeu la altul, de la un birou la altul și așa mai departe. Este ușor să le ceri românilor să respecte legea. Dar în primul și în primul rând trebuie să o respecti tu, să respecti tu administrația, să respecti pe cetățean, iar atunci când generezi o lege să vină în sprijinul cetățeanului, nu în sprijinul administrației. Administrația trebuie să fie făcută în interesul cetățeanului, pentru cetățean, nu pentru administrație. Administrația trebuie să fie la dispoziție, dispoziția cetățeanului, să ofere servicii acceptate de populație. Atât timp când prin legile pe care le generăm, legile pe care le votăm, nu generăm servicii acceptate de cetățean, avem o mare problemă. În România astăzi, milioane de oameni au plecat, nu datorită faptului că nu ar fi astăzi în România venituri suficient de frumoase. Sunt zone și sunt sectoare în economie unde veniturile sunt suficient de frumoase. dar oamenii nu revin acasă pentru faptul că administrația publică nu oferă un serviciu de calitate. Lipsa unui serviciu de calitate din partea administrației publice generează o nemulțumire maximă în rândul cetățenilor. Ăsta este principalul lucru pe care trebuie, pe care fiecare administrație, fiecare guvern va trebui să-l aibă pe ordinea de zi ca prim punct de rezolvat. Deci administrația publică trebuie să schimbe atitudinea față de cetățean. Dacă reușim acest lucru într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, aceasta va fi cheia succesului. Schimbarea atitudinii administrației publice față de cetățean. O să spun, o cred și îmi doresc să se întâmple acest lucru. Domnule... Numai printr-o modificare substanțială a atitudinii, a modului de a se comporta, de a se implementa anumite legi, de a genera anumite legi, de tot ceea ce face administrația. Dacă reușim în următoarea perioadă, cum am mai spus, mai scurtă sau mai lungă, să modificăm acest comportament, vom fi câștigători. Nu avem nevoie doar de investiții, nu avem nevoie doar de șosele, nu avem nevoie doar de castele sau automobile sau fabrici și uzine. Avem nevoie de un comportament corect din partea administrației publice. Cetățenii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți, nu din lipsa autostrăzii, ci din faptul că administrația publică nu oferă un serviciu concret, corect și de calitate așteptat de cetățean. Vreau să vă laud pentru mâna bună care ați avut-o atunci când ați numit pe domnul director general Alexandru Laurentiu Blaga. A fost invitatul emisiunii mele în ianuarie, în care și-a propus să îndeplinească 3 obiective, adică fără hârtii, fără ghișeu, fără numerar. Și vreau să vă spun, domnule ministru, că este o mare realizare pe care o aveți împreună, pentru că ați fost în echipă și sunteți printre puținii politicieni români care ați reușit, chiar dacă nu perfect, și aici iară vreau să aduc o sintagmă foarte interesantă, vă rog să o rețineți că e interesant de tot. De dragul perfecțiunii nu omorâm binele. E foarte interesant de spus. Sau nu putem să așteptăm până avem lucrurile perfecte să dăm drumul. Domnul ministru, vă felicit pentru că, într-adevăr, ceea ce ați făcut, n-au avut curaj alții să facă din vari motive. Nu vreau să intru în detalii, că putem să forfecăm tot și putem să detaliem. Ceea ce trebuie să vă felicităm, atât pe dumneavoastră cât și pe directorul Blaga, este faptul că s-a dovedit că și la români se poate. Vreau să vă mai spun că am documentat o emisiune legată de digitalizare. Am luat exemple din plan mondial ce aduce beneficii pentru o societate civilizată, digitalizarea. Și anume 3 elemente care trebuie să le avem în vedere și care nu cred că sunt străine de dumneavoastră și interesele dumneavoastră. Este vorba de debirocratizare, de modernizare și de reducere cu tendințe spre zero a corupției. Care este opinia dumneavoastră despre aceste ținte? Deci, așa cum spuneți dumneavoastră, că societățile moderne, occidentale, procedează, așa am procedat și pot să chiar să mă laud și o spun cu toată tărie. Ministerul Lucrărilor Publice a fost primul minister din România care la finalul anului 2019, începutul anului 2020, a reușit să implementeze în cadrul Ministerului semnătura digitală, calificată. Toți angajații, da, absolut toți angajații din Ministerul Lucrărilor Publice au avut la sfârșitul anului 2019, începutul anului 2020, semnătură electronică digitală calificată. Lucrul ăsta ne-a fost de un real folos în pandemie. Deci, neștiind că o să vină acest necaz maxim peste omenire, peste România, peste Europa, noi am fost cu un pas în față și ne-a fost de un real folos celor care ne-am desfășurat activitatea în cadrul Ministerului. La ce contribuie această semnătură electronică? Nu doar la faptul că scurt-circuităm, așa cum spun, cum îmi place mie să spun. Nu pentru faptul că, și pentru faptul că scurtăm timpul de interacțiune cu documentul, scurtăm timpul de realizarea unui document. Reducem consumul de hârtie, reducem timpii de așteptare, dar mai facem ceva. Dispare interacțiunea între funcționar și beneficiarul serviciului. Cu cât această interacțiune are loc mai rar și mai deloc, cu atât va fi mai ușor pentru administrație. Când oamenii din administrație interacționează cu beneficiarul serviciului public, atunci au loc niște perturbări în implementarea legii. Și e cel mai bine să se întâmple așa. Digitalizarea va rezolva și multă parte de corupție din România. Prin digitalizare, mult din acest fenomen al corupției va dispare. Nu vrem, lucrul ăsta se va întâmpla. Numai prin faptul că la Ministerul Lucrărilor Publice, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, toate plățile, absolut toate plățile, sunt publice, afișate pe site-ul Ministerului, zilnic. Deci nimic nu se face, nicio plată nu se face în spatele unor uși închise, unor înțelegeri, va duce în timp la șansa ca Ministerul Lucrărilor Publice să fie lipsit de corupție. Faptul că Ministerul Lucrărilor Publice și celelalte unități aflate în coordonare, cum vorbim de ANCPI, ISC și așa mai departe, CNI, au un registru electronic de intrare-ieșire, adică fiecare cetățean, fiecare unitate administrativă își poate urmări traseul documentului în cadrul Ministerului, este un lucru extraordinar de important. Nu mai este nevoit cetățeanul, reprezentantul primăriei sau unității respective să fie nevoit să pună mâna pe telefon, să întrebe unde a ajuns documentul lui, dacă a făcut un pas documentul, dacă s-a mutat de la serviciu Y, la birou Y și așa mai departe. Deci, toate aceste lucruri contribuie mai devreme sau mai târziu la reducerea gradului de corupție. Și dacă reușim lucrul ăsta, înseamnă că am reușit să facem ceva. Reducând corupția, creștem calitatea vieții în România. Corupția este scumpă. Ne costă enorm. Corupția este un fenomen extraordinar de scump pentru populație. Nu din punct de vedere financiar, valoric. Nu, este vorba de ceea ce generează în societate. Așa cum am spus că doar niște servicii publice de calitate ar putea genera revenirea românilor acasă, pot să spun că un alt element care ar contribui la revenirea românilor acasă, aici în România, este reducerea pe cât posibil a acestui fenomen, reducerea corupției. Acești oameni care au fost plecați din România și nu sunt puțini, sunt milioane, 4-5 milioane de români, sau sunt dezobișnuiți să participe la acest fenomen. Nu vor să mai fie participanți acestui fenomen. Nu mai vor corupție. Reducând corupția... Domnul ministru, numai puțin, la experiența pe care dumneavoastră în mod categoric o aveți, rezistența la schimbare care se manifestă. Și aici putem vorbi de anumite industrii, de anumite organizări de-astea mai opace, cum le-am zis la început, cum credeți dumneavoastră că se va rezolva subiectul ăsta? Pentru că noi trebuie să scăpăm de o mentalitate pur și simplu retrogradă, pentru că nu pot califica altfel, pentru că plusul de valoare este adus în mod categoric de servicii de calitate, iar cei din administrația publică, de fapt, slujesc poporul, nu? Dom'le, cei din administrația publică angajații din administrația publică, ca și ceilalți angajați, merg la serviciu pentru a primi un venit. Deci, se vede foarte bine, domnul ministru. Fiecare angajat prestează o muncă în schimbul unui venit. El nu merge la servici că e înalt, frumos și deștept. El merge la servici ca la sfârșitul lunii să primească un venit. Dacă nu-l plătești o lună, două, trei, fie angajat la stat, fie la privat, el nu mai vine. Deci nu vine să facă cumva vreo descoperire. El vine pentru a primi un venit. Dat fiind că ăsta este principalul mobil al unui serviciu, înseamnă că doar în modul ăsta putem să rezolvăm lucrurile. Avem mare problemă în ceea ce privește adaptabilitatea reglementativă a oamenilor la concepte noi, la tehnologii moderne specifice domeniului. Și sunt foarte refractari chiar și la propria experiență. Cum explicați dumneavoastră că aceste chestiuni, care sunt identificate în anumite strategii, cercetări, studii de piață, nu putem să le urnim din loc? Pentru a reuși să implementezi noul în societate, necesită voință, necesită determinare, necesită răbdare. E nevoie de un cumul de factori pentru a putea să transformi aceste strategii, aceste idei inovatoare în soluții concrete pentru societate. Este extraordinar de greu. Eu sunt unul dintre cei care am trăit aceste momente și aceste fenomene. De multe ori tu consideri că un anumit lucru este foarte important. Mă refer ca și un politician, că este foarte important, e bine să-l implementeze, e bine să-l dezvolți, e o viziune corectă, iar societatea spune că, sau că cei de cărora li te adresezi, că trebuie să mai faci o pauză, să rămâi puțin în așteptare, poate ești prea avantgardist, poate ești prea inovator, poate nu e timpul, trebuie să mai aștepți. Viața trece, e scurtă. Dom'le, până și Musk de la Tesla, tot așa, deci s-a chinuit foarte mult, a muncit foarte mult. El n-a fost așa, n-a fost așteptat. An de-a rândul a luptat cu o mentalitate și cu o voință tehnologică ce nu i-a permis să fie prezent în piață cu o mașină electrică în urmă cu 20 de ani. Haideți că vreau să ne apropiem, că mi-ați acordat un pic de pentru a reuși de multe ori în viață să implementezi noul, e nevoie de un efort suplimentar. Și de fiecare dată doar oamenii care au fost dispuși la efort, la inițiative și perseverenți, au reușit să implementeze noul. Noul înseamnă mult pentru fiecare dintre noi. Doar lucrurile noi pot aduce beneficii majore. Beneficiile majore nu vin din lucruri liniare. Liniaritatea nu este un lucru ce poate aduce beneficii majore. Doar campionii sunt cei care reușesc să fie pe podium. Ceilalți sunt doar participanți. Dacă nu te caracterizează victoria de campion, niciodată nu o să poți să miști lucrurile cu o viteză mai mare decât întreg plutonul. Domnul ministru, mai este o întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere, ca cercetător, ca om care am studiat, și se referă la formarea profesională continuă. Care este opinia dumneavoastră despre cei care participă la înfăptuirea binelui public, indiferent de ce baricadă sunt, că sunt, să zicem, funcționari de înaltă ținută, că sunt spectatori, că sunt persoane de oricare calitate personală? Am fost în America în 1991 și se spunea acolo că dacă nu participai o săptămână la perfecționare pe domeniul tău de activitate, ieși din afaceri. Ce părere aveți despre acest subiect dumneavoastră? Deci perfecționarea e, așa cum a spus și dumneavoastră, un element important al dezvoltării societății și trebuie stimulat, dar nu o perfecționare așa cum am cheltuit noi 5 miliarde de euro mai acum vreo câțiva ani și nu am rămas cu nimic. Doar o perfecționare documentară, adică niște documente primite sau, ca să nu le spun, hârtii de unii și de alții și în urmă n-am rămas cu nimic. Într-adevăr, trebuie o perfecționare. Ăsta, într-adevăr, a spus punctul pe I. Această pregătire continuă trebuie să nu se materializeze prin hârtii, ci prin efecte în piață. Corect. Trebuie prin oameni devotați profesiei care să arate plus valoarea. Vrem performanță? Atunci trebuie să ne pregătim. Eu cred că altă soluție nu există, domnul ministru. Doar așa cum a spus, pregătirea continuă și remunerarea pregătirii și cunoștințelor și nu a trata lucrurile otova așa că toți suntem la fel. Noi nu suntem toți la fel. Sunt unii care se pregătesc, sunt unii care se pregătesc mai puțin și așa mai departe. Cei meritoși de fiecare dată trebuie să fie și răsplătiți. Eu cred că, așa cum spuneți, cu o pregătire continuă, dar nu doar trec de la una la alta spre final, nu vreau să jignesc pe nimeni. Am întâlnit și CV-uri de nu știu când a mai muncit omul respectiv. Dom'le, suntem bine, trebuie să mergem la școală, să ne pregătim, să facem studii, cursuri și așa mai departe. Dar trebuie să le materializăm și în lucruri concrete. Nu este suficient numai să mergem zi de zi la școală și în final să nu producem nimic prin ceea ce am acumulat. Din ceea ce am acumulat trebuie să generăm și plus valoare. Evident, fără ea nu putem să progresăm. În mod categoric, societatea nu va putea merge înainte fără să elimine redundanțele, fără să simplifice lucrurile, fără să aibă proceduri de lucru, să n-aibă norme simple, clare și concise care să aducă plus valoare. Trebuie să învățăm pe oameni, dacă vrem să le cerem ceva, cum să ajungă la acel capăt. Sunteți de acord? Corect, sunt de acord, așa este. Oamenii ar trebui sprijiniți în traiectorie, în procesul, în traseul de dezvoltare și de implementare a anumitor direcții de dezvoltare, dar aceste lucruri ar trebui să fie mult mai concrete, cu finalitate, cu obiective concrete de atins. Nu doar o pregătire de dragul pregătire, o pregătire cu concretețe, să rezulte la finalul acestei pregătiri și un lucru concret, un obiectiv. Că ești mai bun orator, dar asta trebuie măsurată. Nu este suficient să participi la un proces de pregătire, chiar fiind și el continuu, dacă nu există și o măsurare a evoluției. Trebuie să măsurăm gradul de acceptabilitate a pregătirii. Deci de fiecare dată lucrurile ar trebui nuanțate. Dacă nu le nuanțăm și vorbim că doar despre oamenii pregătiți, nu de fiecare dată vom da rezultate. Avem nevoie și de lucruri concrete. Cu oameni pregătiți, cu oameni care merg la școală, cu oameni care se pregătesc continuu, vom putea duce lucrurile mai departe. Dar e nevoie de o simbioză între pregătire și implementare. Deci nu merge doar cu pregătire. Avem nevoie și de implementare. Lucrurile pregătite continuu, fără o implementare continuă, nu vor duce la rezultat. Asta este părerea. Ministru, ați punctat câteva idei foarte generoase, chiar dacă nu cu cuvinte fermecate, dar foarte importante, și pentru că timpul nostru întotdeauna fuge, nu vreau să fac altceva decât să vă rog să îmi promiteți că mai veniți, să stați de vorbă cu noi. Experiența unui om nu trebuie să fie lăsată deoparte, ci fructificată la maximum pentru binele cetății. Și acum, pentru că suntem la final de an, aș vrea să ne spuneți ceva direcții pentru anul 2021 scurt și să aveți și o urare pentru români. Pentru că i-ați slujit și este important să cunoască cine i-a slujit și să vadă că sunt câteva realizări luate în seamă. Iar din partea noastră, celor care ne ocupăm de cadastru, putem să zicem așa, eu ca președinte de asociație profesională, alți colegi din domeniu, am ales să vă acordăm o diplomă de apreciere și vrem să spunem și ce am scris pe ea, că așa e bine să audă lumea, pentru încurajarea dialogului constructiv în domeniul cadastrului, cu scopul înfăptuirii binelui public în România. Și ca președinte, ca un bun creștin ce sunt, și sunt convins că nu sunt singurul din România, am adăugat un verset din Biblie care scrie așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Și aici vă rog să rețineți esența: tot ce începe, duce la bun sfârșit. Domnule ministru, este un îndemn și o dorință a mea că atunci când începeți ceva, să mergeți înainte. Înapoi nu-i drum. Și pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, v-aș ruga, ce aveți de spus despre suflet, spre românii pe care i-ați slujit? E ocazie și de ce nu, pentru că trebuie să ne gândim și să învățăm, să mulțumim celor care au slujit românilor. Din nefericire am și gusturi amare, pentru că oameni care au trecut prin focul acestei pandemii, care nu-i numai la noi, e la toată lumea, oamenii aceștia au fost uitați, cu bunele și relele lor. N-avem acea capacitate de a discerne și să învățăm ceea ce fratele nostru Pavel a spus, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Domnule ministru, ce ați dori să le spuneți românilor? Da, eu mi-aș dori pentru români ca în următoarea perioadă, că vorbim despre ANCPI, proiectul derulat astăzi de autoritate să ducă la bun sfârșit și cele 660 de OAT-uri să poată spune la sfârșitul anului 2023 că a fost un proiect bun, că programul respectiv a reușit să cadastreze terenurile din OAT-urile unde se implementează acest proiect. Eu cred că ce va urma în anul 2021 este un lucru ce ar necesita mai multă dezbatere. Suntem la final de an, început de an, 2021, la buget se lucrează, miniștrii sunt acum în toiul dezbaterilor și analizelor. Am propune eu astăzi pentru 2021 lucruri mult mai mari și mai frumoase pentru români decât își propun cei care urmează să genereze bugetul pe anul următor. Ar fi greșit din partea mea. Ce pot eu să le spun? Doar că îmi doresc anul 2021 să fie un an în care pandemia să spună stop, iar noi cetățenii să ne reluăm viața normală, că ne dorim din toată inima să revenim la ceea ce a fost altădată. O activitate și o viață în care să eliminăm aceste constrângeri pe care le avem din cauza acestui virus. Cred că totuși, odată cu apariția vaccinului, cu implementarea, cu vaccinarea, cu conștientizarea fiecăruia dintre noi a pericolului ce ne paște la fiecare pas, vom reuși, sper eu, până la jumătatea anului 2021 să spunem stop acestei pandemii. Și cred că anul 2021 asta va însemna stop pandemie, stop COVID și reluarea vieții normale a fiecăruia dintre noi. Atât a românilor, atât a vrâncenilor, cât și a europenilor și a întregii omeniri. Iar pe modul cel mai direct, vrâncenilor și românilor le-aș ura la mulți ani și să fie sănătoși, iar anul care vine, așa cum mi-am dorit, stop pandemie. Am fost alături de distinsul făcător de istorie, Ion Ștefan, fostul ministru al dezvoltării din România, actualmente deputat, sperăm în continuare alături de noi pentru făptuirea binelui public și fă, Doamne, ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Pe români, oriunde ar fi, orice ar face și orice profesie ar avea. Doamne ajută, Doamne dă bine și la mulți ani, dragii noștri privitori, Doamne ajută! La mulți ani!